Copiii defavorizați din localitatea sibiană Ilimbav participă în aceste zile la o serie de activități dedicate sănătății, frumuseții și igienei personale. Intitulată Balul Baloanelor de Săpun, activitatea este organizată de Asociația Arca lui Anca, în colaborare cu Arhiepiscopia Sibiului, Asociația Filantropia Sibiu și alți parteneri. Participanții au beneficiat de un set de analize medicale uzuale, informații de specialitate, jocuri tematice, Sesiuni de hairstyle și îngrijire personală, spectacole de teatru și multe alte activități. Cerca lui Anca este un proiect pe care l-am gândit acum un an de zile, împreună cu primăria Comunei Marpod care mi-a propus o colaborare în sensul de a reamenaja această școală veche și care nu mai era funcțională și ai da o nouă dimensiune și ai da o funcție specială. Și am avut șansa să primim ajutor din partea fundației mereu aproape și din partea fundației Vodafone România. Am uh, luat un gram prin care am uh, amenajat și am pus uh, toate instalațiile în, în funcțiune. Suntem în, uh, în a doua etapă în care începem să implementăm uh, module de educație non-formală pentru că Arca lui anca este un centru de educație non-formală după vechi cu tume românești. Suntem într-un sat românesc, un sat cu o vatră foarte frumoasă și care are nevoie de un pic de... Să spun, de dragoste, în primul rând, și de înțelegere, și de sprijin, în mod special copiii de aici, care vor duce mai departe ceea ce îi învățăm noi să ducă. Sectorul social misionar al Arhiepiscopiei Sibiului s-a implicat în organizarea proiectului și a oferit daruri pentru copiii din Ilimbav. Ne bucurăm de inițiativa pe care Asociația Arcaloanca o desfășoară în favoarea copilor defavorizați din localitatea Ilimbav. Asociația Filantropia, din preună cu Arhipscopia Sibiului, sub uh, îndrumarea și binecuvântarea în alpărea nostru, doctor Laurențiu Strezam, uh, am încercat să sprijinim aceste demersuri cu tot ce am putut. Le-am uh, adus uh, alimente, unde copiilor se va da câte o masă caldă, le-am uh, adus haine, uh, jucării, șampoane. Și nu în ultimul rând fructe, sucuri și produse de patiserie. Proiectul urmărește creșterea gradului de conștientizare a riscurilor la care oamenii se expun printr-un regim de viață insalubru.